Echilibrul dintre libertate și responsabilitate. Ea se citește în calmul hotărât al oamenilor atunci când un pericol real bate la ușă. Cetățenii Republicii Moldova demonstrează lumii că sunt un popor matur. Am demonstrat-o atunci când nu am permis tiraniei să se instaleze în țara noastră. Am arătat că vom trăi după reguli atunci când am apărat democrația la alegeri. Și acum, în zilele războiului din Ucraina, auzind tunurile la frontiera Moldovei, rămânem maturi și oferim ajutor vecinilor noștri care fug pe năpastă. Ne păstrăm neutralitatea, dar rămânem solidari, calmi, generoși și responsabili. Unele decizii au nevoie de timp de cumpănire. Maturizarea ne-a luat 30 de ani, multe eșecuri și pași înapoi. Acum, cu lecțiile învățate, noi suntem gata să ne asumăm responsabilitatea pentru viitorul nostru. Vrem să trăim pașnic, în democrație și prosperitate, parte a lumii libere. Dragi cetățeni, dacă unele decizii au nevoie de timp, altele trebuie luate prompt și hotărât, folosind oportunitățile oferite de peisajul schimbător al lumii. Trebuie să acționăm imediat atunci când ne cer circumstanțele și vedem clar oportunitatea de a putea asigura generațiilor viitoare un trai mai sigur, mai bun. Realizarea acestui obiectiv este datoria noastră față de cetățeni. Astăzi semnăm cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea este adresată domnului Emmanuel Macron, președintele Franței, țara care astăzi deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Cererea o depunem în următoarele zile la Bruxelles. Republica Moldova trebuie să aibă un parcurs european clar. Suntem pregătiți să facem totul pentru realizarea acestui obiectiv național fundamental. Cetățenii au ales această opțiune. Ei văd viitorul țării noastre în Uniunea Europeană. Știm care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm și suntem pregătiți de lucru. Pas cu pas, hotărât, vom parcurge toate etapele pentru a construi viitorul prosper și pașnic al cetățenilor Republicii Moldova. Ne sprijinim pe susținerea instituțiilor europene care au fost alături de Moldova la bine și la greu în ultimii ani. Împlinind aspirațiile europene ale cetățenilor noștri, Uniunea Europeană va arăta lumii întregi cât de mare e puterea democrației și libertății. Dragi cetățeni, avem mult de lucru. Știm exact ce avem de făcut. Putem face asta împreună. Împreună suntem mai puternici. Thank you.